Anchetatorii încearcă să afle cine este de vină pentru sfârșitul tragic al unei femei de 88 de ani, internată la un centru pentru vârstnici din Dâmbovița. Ea a ajuns în stare gravă la spital și a murit de frig. Oficialii au oprit pentru câteva ore ședința de guvern dedicată bugetului ca să completeze ordonanța supusă votului, din care lipseau date despre diverse majorări. Nemulțumiți de mărirea de salariu de 5%, sindicaliștii din poliție au protestat toată ziua și amenință că nu vor mai păzi secțiile de vot anul viitor. Între timp, o nouă dronă rusească s-a prăbușit pe teritoriul nostru, pe malul Dunării. Oficialii vor să modifice legea ca să poată dobori rapid astfel de aparate. Și cresc șansele să călătorim fără viză în Statele Unite dacă doar 10% dintre românii care au această viză depun cerere online pentru reînnoirea ei. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Este anchetă în Dâmbovița, unde o femeie de 88 de ani, internată la un centru pentru vârstnici, a murit de frig. Bătrâna s-a stins la Spitalul Județean din Târgoviște. A ajuns acolo cu ambulanța, având o temperatură corporală de numai 28 de grade. Poliția încearcă să stabilească dacă femeia a înghețat la azilul de bătrâni sau în mașina salvării pe drum către spital. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Acestea sunt ultimele imagini pe care familia Constanței Andreescu le are cu bătrâna. Internată la centrul pentru vârstnici din Mereni, femeia, fost inspector social, mergea pe picioarele ei și se îngrija singură. Pe 8 decembrie s-a simțit rău și personalul centrului a chemat ambulanța. Starea pacientei era la preluare cu o saturație mică de oxigen, 64%, și un ritm cardiac scăzut. Era în cameră acoperită cu mai multe pături, am înțeles că era mai răcoare în cameră, tegumentele erau reci, extremitățile. Primul echipaj nu avea medic, iar asistenta a solicitat o altă ambulanță pentru că starea bătrânei era gravă. Femeia a fost transferată în a doua mașină de salvare pe drum și a ajuns la unitatea de primiri urgențe din Târgoviște în 45 de minute. Domnul doctor m-a întrebat unde am ținut-o pe bunica atâtea ore, ore bune în ger, pentru că a fost adusă cu ambulanța, chircită, exact așa s-a exprimat, cu șoc hipotermic foarte grav, temperatura corpului 28 de grade, iar inima de-abia se mai simțea. Bătrâna a intrat în stop cardiorespirator și n-a mai putut fi salvată. Certificatul medico-legal confirmă că a murit în urma șocului hipotermic. Medicii au anunțat imediat poliția. O echipă mixtă s-a deplasat la centrul pentru persoane vârstnice și a efectuat verificări fără a fi constatate nereguli. Centrul pentru vârstnici de la Mereni a fost construit de primărie, care l-a concesionat unei organizații private. Administratorul era plecat în vacanță la momentul tragicului incident, dar spune că temperatura în camerele azilului nu scade sub 21 de grade, iar în club, unde pensionarii petrec mare parte din timp, ajunge la 19 grade. Bătrânii nu se plâng de frig. Fiica femeii susține că e posibil ca bătrâna, suferind de o afecțiune neurologică degenerativă, să fie ieșit neobservată afară. Bănuiesc că a ieșit și dacă, probabil că a încuiat ușa, n-a observat, ea n-a mai știu pe unde să intre, dar încurca ușile. Poliția a luat de la centru imaginile înregistrate de camerele de supraveghere pentru a verifica această ipoteză. Doamna Andreescu se află pe camerele noastre de luat vederi tot timpul în interiorul centrului. Cum se duce la ea infirmiere, asistentă, deci personalul meu de acolo. Administratorul centrului se întreabă dacă nu cumva bătrâna a înghețat în salvare. Varianta este exclusă de conducerea ambulanței, care susține că toate mașinile sunt încălzite. În plus, drumul a fost prea scurt pentru ca viața femeii să fie pusă în pericol. Singura persoană sancționată până acum este asistenta centrului, care era în tură când bătrânei i s-a făcut rău. Conducerea a hotărât să o concedieze, deși nu e clar cu ce a greșit. Legea bugetului de stat pentru anul viitor a blocat ședința de guvern pentru mai bine de 6 ore. Executivul trebuia să adopte această lege și așa numita ordonanță trenuleț, care vine cu noi măsuri fiscale, doar că reuniunea a fost amânată de mai multe ori pentru ca Ministerul Finanțelor să rescrie unele articole. Pe masa executivului a ajuns un text din care lipseau prevederile legate de salariul minim, de majorarea salariilor profesorilor, iar programele Rabla și Casa Verde Fotovoltaici au fost modificate pe ultima sută de metri. Colega mea, Florentina Bălășoiu, este în direct de la guvern.
Bună seara, Florentina! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor, iar ședința de guvern nu a început nici la această oră și asta pentru că proiectul bugetului pentru anul 2024 nu a avut la timp toate avizele necesare, iar partenerii sociali, dar și mediul de afaceri au avizat negativ documentul. Într-un comunicat de presă postat pe pagina oficială, Consiliul Fiscal a declarat că legea bugetului este construită pe un deficit nerealist și că deficitul de anul viitor îl va depăși pe cel din 2023. Vă reamintesc, legea bugetului a fost construită pe un deficit de 5% din PIB, adică o gaură în finanțele publice de 86,6 miliarde de lei. Însă cele mai multe nemulțumiri au fost legate de ordonanța care va însoți legea bugetului, ordonanță care aduce o serie de măsuri fiscale și asta pentru că, pe de o parte, salariile profesorilor vor crește în două etape, în medie cu 20%. Prima creștere de 13% va fi acordată de la începutul anului, de la 1 ianuarie. Însă în ordonanța de astăzi au fost incluși și cei care ocupă funcții de conducere în sistemul de învățământ, cum sunt directorii unităților de învățământ, de exemplu. Pe de altă parte, modificări apar și în ceea ce privește salariul minim. Și asta pentru că autoritățile vor să prelungească măsura neimpozitării celor 200 de lei până la mijlocul anului viitor. Iar de la 1 iunie, salariul minim ar urma să crească la aproximativ 3.700 de lei. Modificări apar și în ceea ce privește programele Rabla Classic și Rabla Plus. Și asta pentru că premierul din sursele noastre și-ar dori să păstreze plafoanele existente și acestea să nu fie înjumătățite așa cum au fost prezentate în ordonanța de urgență pusă de ieri în dezbatere publică. Și același plafon de 20.000 de lei urmează să fie acordat și celor care vor să-și monteze panouri fotovoltaice. Pe de altă parte, vă reamintesc, salariile bugetarilor ar urma să crească de anul viitor cu 5%. Însă această majorare este insuficientă, spun unii dintre cei care lucrează în sistemul bugetar, iar mulți dintre ei au ieșit și au protestat. În zi de salariu, reprezentanții polițiștilor din aproape toate județele au protestat, unii la intrarea în serviciu, alții în fața sediului Ministerului de Interne, nemulțumiți în primul rând de lefuri. Când au văzut majorarea stabilită pentru 2024, mulți au anunțat că vor demisiona. Ei vin și spun că dau 5%. Păi știți cât înseamnă 5% pentru un polițist debutant? 30-40 de lei. E bătaie de joc. Au primit polițiști debutanți primul salariu. 2000 de lei, toți banii. 2000 de lei. Ne întreabă polițiștii acum cât îi costă școala, că vor să plece din, să-și dea demisia. Pe lângă măriri de salarii, pensii și mai mulți bani pentru norma de hrană, chirie și echipament, polițiștii au cerut și dreptul la grevă. Asta după ce au văzut că alte categorii salariale doar așa au primit banii promiși. Noi avem toată cariera, riscuri, interdicții și incompatibilități. Avem cele mai multe persoane ucise la datorie polițiști din Uniunea Europeană. Nu se poate să verifici 1000 de persoane pe tură și să-i cere acelei persoane să fie atentă. Oricând putem să avem un nou caz Cherecheș. Până când vor putea să intre legal în grevă, polițiștii amenință că vor boicota alegerile de la anul și nu vor mai asigura paza urnelor și a secțiilor de vot. Este un abuz din partea șefilor care solicită și care acceptă să trimită polițiști să asigure paza secțiilor de votare. Nu poți să faci o activitate care nu este prevăzută în fișa postului. Și la Direcția Națională Anticorupție au fost proteste. Grefierii și-au întrerupt munca timp de 4 ore și le-au amintit guvernanților că dacă nu le dau banii promiși, săvârșesc o faptă penală. La fel au făcut și colegii lor de la parchetele și instanțele din țară. Iar judecătorii de la Tribunalul București au amenințat că toate procesele vor fi amânate pe termen nelimitat, cu excepția celor urgente în care se discută măsuri preventive, a celor cu minori, ordinele de protecție sau grevele. În urma protestelor, președintele Înaltei Curți de Casație a stabilit cu premierul ca în câteva zile să fie plătite diferențele salariale pe luna noiembrie și tranșa pentru 2023 a restanțelor stabilite prin deciziile judecătorești. 20.000 de cupluri vor primi ajutor prin Programul Național de Fertilizare In Vitro ca să devină părinți. Sedentarismul și îmbrăcămintea prea strâmtă pot fi de vină pentru infertilitate. Detalii imediat. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe după ce o nouă dronă rusească s-a prăbușit azi noapte în România. Ministerul vorbește despre violarea spațiului nostru aerian și încălcarea dreptului internațional. Incidentul este al cincilea de acest fel de la intensificarea atacurilor asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre. Pe de altă parte, Ministerul Apărării lucrează la modificarea legii pentru a permite doborârea dronelor care intră pe teritoriul României fără să fie nevoie de declararea stării de asediu.
Un crater adânc de 1,5 metri, potrivit Ministerului Apărării, a apărut în locul unde s-a prăbușit drona rusească. Drona a căzut undeva în această pădure de pe malul Dunării, la aproximativ 4 km distanță de localitatea Grindu. Zona de impact nu este locuită. Și pe la 12 a început să dea. Cred că vreo 4-5 bubuituri. Lumea se sperie. A trecut și elicopter. Pătrunderea neautorizată a dronei în spațiul aerian al României a fost semnalată de sistemul radar al armatei, care a urmărit aparatul, care zbura la mică înălțime, până în locul unde a lovit solul. În același timp, avioane F-16 de la baza aeriană de la Fetești și aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor germane de la Mihail Cogălnicianu au fost ridicate pentru supravegherea spațiului aerian. Ministerul Apărării Naționale a activat procedurile de poliție aeriană. IGSU a emis un mesaj ro-alert la ora 22:45, iar starea de alertă aeriană a încetat în jurul orei 2. După acest nou incident în care o dronă rusească se prăbușește pe teritoriul nostru, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că îl va convoca pe șeful misiunii diplomatice a Federației Ruse, Valeri Kuzmin. Ministerul Afacerilor Externe protestează ferm față de incidentul generat de prăbușirea necontrolată a unei drone utilizate în atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene. Aceasta reprezintă o nouă violare a spațiului aerian al României, contrar dreptului internațional. Ministerul Afacerilor Externe solicită ferm încetarea atacurilor. Se precizează într-un comunicat care poartă antetul Guvernului României. Drona prăbușită în apropiere de localitatea Grindu din Tulcea este a cincea căzută pe teritoriul României. Înmulțirea incidentelor de acest tip a determinat Ministerul Apărării să anunțe că lucrează la modificarea Legii Apărării Naționale. Se vor scrie articole noi care vor permite militarilor români să deschidă focul fără să fie declarată o stare de asediu. Practic, într-o situație precum cea de azi noapte, drona putea fi doborâtă de îndată ce a intrat în spațiul aerian românesc, dacă era considerată o amenințare. Vorbim de măsuri care pot fi aplicate la pace pentru acțiunile antidronă, care vizează sigur dronele care sunt în derivă sau resturile de dronă, dar mai ales dronele în derivă care pot fi combătute prin mijloacele de apărare antiaeriană și prin alte mijloace, inclusiv prin război electronic. Azi noapte, 42 de drone Shahed au fost trimise din mai multe direcții ale Rusiei spre regiunea Odessa. 41 dintre ele au fost interceptate, însă una și-a atins ținta și a provocat daune importante și incendii în Ucraina. 11 oameni, între care 3 copii, au fost răniți. Ministerul Agriculturii vrea să controleze mai bine importurile de făină și zahăr din Ucraina. Asemenea cerealelor și pentru aceste produse va fi introdus un sistem de licențiere. Ucrainienii care vând la noi trebuie să demonstreze că marfa lor nu conține substanțe interzise în Uniunea Europeană, iar importatorii români să declare pentru ce vor folosi făina. Măsura luată deja în cazul grâului și porumbului a avut efecte neașteptate. Au dispărut importurile. Oficialii din agricultură sunt de părere că importurile din Ucraina au produs distorsiuni serioase pe piața cerealelor românești. Tentați de prețurile mai mici, mulți comercianți și procesatori preferă să ia marfă ucraineană. Datele Ministerului Agriculturii arată că într-un singur an, importul de făină de grâu din Ucraina a crescut de 13 ori. Dacă în 2022 am adus de acolo în jur de 535 de tone de făină de grâu, anul acesta cantitatea a urcat până la 7800 de tone. Au fost creșteri și în ceea ce privește importul de zahăr. În 2022, de pildă, România a importat din Ucraina în jur de 12.000 de tone de zahăr, însă anul acesta am adus de la vecinii ucrainieni peste 84.000 de tone. Făina de grâu din Ucraina ajunge în general în brutării și patiserii. Este mai ieftină cu 30%, însă nu se cunosc substanțele cu care a fost stropit grâul din care este produsă. Ucraina nu face parte din Uniunea Europeană, așadar nu este obligată să se supună reglementărilor de siguranță alimentară. Din păcate, nu știm ce teste să facem pentru ele. Ca să poți să faci un test relevant, trebuie să știi ce să cauți. Ori Ucraina nu declară absolut nimic din ceea ce utilizează, care ar putea fi contaminanți interziși în regulamentele europene. Aceleași suspiciuni planează și asupra zahărului adus din Ucraina. În magazine, multe sortimente de zahăr au specificat pe etichetă că provin din afara Uniunii Europene. Avem pe stoc suficientă cantitate. A fost producție, a fost un an agricol foarte bun și pentru următoarele luni, cu siguranță, acoperim.
În aceste condiții, oficialii vor să limiteze importurile pentru făina și zahărul din Ucraina pentru tot anul 2024. Atât cei care importă, dar și exportatorii vor avea nevoie de licențe dacă vor să introducă în țară orice cantitate. Licențele ar urma să fie obținute după ce marfa este verificată în detaliu și se determină că nu conține substanțe interzise în Uniunea Europeană. La rândul lor și cumpărătorii români vor trebui să obțină licențe de import, lucru care le va permite autorităților să vadă exact unde este folosită marfa ucraineană. Și asta pentru că sunt procesatori care cumpără marfa din Ucraina, o ambalează la noi și trec pe etichetă că e produs românesc. Știm că se importă și ulei brut și se rafinează la noi în țară și, mă rog, se vinde sub brand de hipermarket sau sub brand românesc. Pe etichetă scrie produs românesc, așa scrie, am văzut de multe ori. Măsura de licențiere se aplică deja de câteva luni pentru grâu, rapiță, floarea soarelui și porumb și până acum nu a fost făcută nicio solicitare. Asta în condițiile în care, în momentul în care nu exista niciun fel de interdicție, importurile din Ucraina au crescut substanțial. 11 persoane au fost reținute după perchezițiile făcute în cazul angajărilor ilegale de la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. Un fost manager și mai mulți medici și-au petrecut noaptea în arest. Cu toții au ajuns în această seară în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă. Și câți bani ați primit? Doamna Caba, câte examene au fost trucate? Doina Caba, fost manager al Spitalului Județean din Botoșani, până în vară deschide lista celor 11 suspecți reținuți în cazul angajărilor frauduloase făcute în unitatea medicală. Aseară, când a fost dusă la audieri, a afișat o atitudine nevinovată. Vă reproșați ceva? Nu. Pe lista celor reținuți mai sunt, printre alții, un director de îngrijiri, un medic șef de la secția de terapie intensivă și un altul de la medicină internă, dar și doi economiști și o secretară a spitalului. Toți sunt acuzați de luare de mită, trafic de influență și folosirea de informații care nu sunt destinate publicității. Nu puteți spune câte examene au fost trucate? Cât ați luat coagă? Câte concursuri? Cât costă un examen la noastră? Potrivit DNA, inculpații primeau pentru a facilita ocuparea unui post de asistent în spital bijuterii și bani între 8 și 15.000 de euro, iar pentru un post de altă natură, cum ar fi brancardier ori spălătoreasă, între 2 și 5.000 de euro. DNA susține că cel puțin până în acest moment ar putea să dovedească șpăgi în valoare de 65.000 de euro, iar ca o coincidență, la perchezițiile făcute acasă la fostul manager al Spitalului Județean din Botoșani, anchetatorii au găsit o sumă similară, bani pe care au pus deja sub sechestru, așa că procurorii anticorupție nu se vor mulțumi doar să-i pună sub acuzare pe suspecți, ci și să le verifice averile. Potrivit DNA, fenomenul fraudării concursurilor de ocupare a posturilor vacante în Spitalul Județean din Botoșani datează din 2015, punând în pericol însăși siguranța actului medical și implicit valori precum sănătatea și viața pacienților, în condițiile angajării unor persoane care nu posedă cunoștințele necesare pentru exercitarea profesiilor respective, angajările fiind făcute în funcție de cine oferă suma de bani cea mai mare și cine are pila cea mai puternică în interiorul sistemului. Anchetatorii au prezentat și mai multe înregistrări ale unor convorbiri purtate de candidații la concursuri între ei ori cu funcționari din spital. Ca asistent și ca să intri brancardier sau infirmier, îți spun eu prețurile că le-am aflat. E între 7.000 și 10.000 și ca să intri îngrijitor sau spălătoreasă e între 3.000 și 5.000 sau 7.000, ceva de genul. Îți repet, în ziua de azi nimic nu e pe gratis, mai ales un post la bugetari și salariu frumos. Care dă mai mult, acela intră. Mai mult nu pot să-ți spun de atât, pentru că nu-i de spus. Care sare primul și se duce mai repede cu plicul, acela intră. Directoarea de îngrijiri e cea mai scârboasă. 10.000 de euro un post. De unde? N-am nicio șansă. Fără bani, la noi nu se intră. Ancheta în acest caz ar putea fi extinsă câtă vreme există bănuiala că angajările ilegale ar avea și ramificații politice. 20.000 de cupluri care nu au putut avea un copil pe cale naturală vor primi anul viitor câte 3.000 de euro prin Programul Național de Fertilizare In Vitro. E un ajutor prețios, spun specialiștii, chiar dacă beneficiarii vor fi nevoiți să acopere diferența până la 5.000 de euro cât costă o procedură. În cel puțin jumătate dintre cazurile de infertilitate, cauza este la domni. Devine sunt cel mai adesea sedentarismul, hrana nesănătoasă, dar mai ales lenjeria intimă strâmtă ori pantalonii mulați. Obiceiurile și moda au scăzut vizibil în ultimele decenii fertilitatea românilor. Obezitatea, consumul de alcool și fumatul fac ceasul biologic să sune greu sau deloc. Însă, dușmanul ascuns la bărbați e îmbrăcămintea nepotrivită.
Prima recomandare a medicilor specialiști în sterilitate e să dea libertate aparatului reproductiv. O lenjerie prea strâmtă, statul prea mult în mașină, ceea ce duce la supraîncălzirea testiculilor, influențează într-un mod negativ calitatea materialului genetic masculin. Testiculele trebuie să fie la o anumită temperatură. Au nevoie de 2 grade în minus față de restul corpului. Dacă schimbarea stilului de viață nu dă rezultate, partenerii au nevoie de ajutor medical ca să devină părinți. Și ne-am chinuit până s-a născut Micnea 9 ani. Te gândești așa că ai șansa aia de 0,1%, dar nu s-a mai putut fără fertilizare. Un băiețel de 5 ani și încă unul care se naște în iunie au întregit visul unei familii din Ilfov. Bugetul Programului Național de Fertilizare In Vitro crește pentru anul viitor de la 30 la 60 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că 20.000 de cupluri infertile vor primi câte 3.000 de euro pentru proceduri de reproducere umană asistată. Statistic, 35% dintre proceduri reușesc. Așadar, natalitatea va spori cu 7.000 de bebeluși obținuți în eprubetă. În aceste incubatoare stau o parte dintre embrionii obținuți în acest an. În aceleași condiții de umiditate, temperatură și pH ca în uterul mamei. Iar din coace, embriologul tocmai a obținut un blastocist care urmează să fie implantat unei viitoare mame. Condiția programului e ca partenerii să acopere cheltuielile suplimentare care diferă în funcție de complexitatea cazului. Un număr foarte mare până acum, dar de au înapoi din cauza că nu aveau banii ca să poată să suporta asemenea cheltuieli. Infertilitatea este o boală costisitoare. Un ONG înființat de mama unei fetițe obținute prin FIV dăruiește anual 15 proceduri de fertilizare chiar în ajun de Crăciun. Tocmai a venit pe lume bebelușul numărul 54 din sarcini obținute cu proceduri cadou. Bugetul oferit este de peste 550.000 de euro în acești 8 ani. Există o singură condiție pusă de clinici, anume vârsta femeii să fie sub 37 de ani. Înscrierea la Loteria Fertilizărilor In Vitro, creată de asociație, este deschisă doar până duminică. După ce a poluat râul Dâmbovița zeci de ani, Bucureștiul are în sfârșit o stație modernă de epurare a apelor reziduare. Lucrările de la Glina au fost finalizate după 48 de ani. Acolo se va arde și mizeria care ajunge în stația de epurare. După lucrările de extindere și modernizare, stația de epurare Glina are acum capacitate pentru toată cantitatea de apă uzată din capitală. Stația poate să trateze aproximativ 12 metri cubi pe secundă de apă reziduală, ceea ce înseamnă că apa care se întoarce în Dâmbovița, apoi ajunge în Argeș și în Dunăre, va fi mult mai curată. Ce vedem noi aici este toată apa reziduală ce ajunge din București, se tratează și se descarcă în râul Dâmbovița curată. Toată apa care se descarcă nu mai conține nisip, nu mai conține poluanți, nu mai conține grăsimi, cârpe sau alte reziduri care ajung în canalizare. Până acum, stația putea curăța doar 60% din această cantitate de apă. Ca să vă dați seama cât de gravă era situația, voluntarii de la organizația Ecocivica spun că zilnic echivalentul la 15-20 de vagoane de tren pline cu dejecții ajungea direct în râu. Ani la rând, atât la Inspectorul Pro cât și la România Te Iubesc, am atras atenția că Dâmbovița este foarte poluată. Aici este principala gură de deversare, mai este una ceva mai mică în aval, miroase îngrozitor. Este una dintre cele mai mari surse de poluare din Europa, constantă. Grav și revoltător în același timp este faptul că toată această deversare se întâmplă sub ochii și cu știința autorităților. Acolo este gura de vărsare a Dâmboviței în Argeș. Diferența de culoare între cele două râuri este concludentă. Dâmbovița este cea închisă la culoare, iar imaginea surprinsă sugerează câtă mizerie transportă. Acum, autoritățile susțin că situația s-a schimbat și că din stația de epurare va ieși apă curată. Mizeria va fi eliminată prin ardere. Incineratorul de la Glina este primul de acest fel din România și unul dintre cele mai mari din Europa. Are 2 furnale, o temperatură de peste 800 de grade Celsius și o capacitate de 33 de tone de nămol pe oră. Căldura ajunge apoi în aceste 2 turbine, care produc energie electrică pentru uz intern. La o tonă de nămol va fi obținută o tonă de cenușă, iar 98% din aceasta va putea fi folosită în construcții pentru prepararea cimentului. Arderea nămolului este un proces zero poluant, spun dezvoltatorii proiectului. Coșurile sunt monitorizate în permanență atât de către operatorii din centrală cât și de Agenția de Mediu. Tot ceea ce se întâmplă acolo, dacă senzorii sesizează că ceva nu este în regulă, iau drept de veto și opresc instantaneu procesul care se întâmplă aici. Valoarea proiectului 650 de milioane de lei, cofinanțarea asigurată de statul român și de municipiul București printr-un credit de la Banca Europeană de
investiții. Condiția Băncii Mondiale a fost ca lucrările la stația de epurare să fie gata în anul 2023. Altfel, statul român trebuia să înapoieze banii europeni. Bucureștiul a rezolvat așadar problema stației de epurare, dar România este încă țara gunoaielor. Din această cauză, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a amendat România să plătească 1,5 milioane de euro și câte 600 de euro pentru fiecare depozit ilegal de deșeuri și pentru fiecare zi de întârziere. De 5 ani, autoritățile de la noi nu sunt capabile să închidă definitiv 31 de gropi de gunoi care pun în pericol sănătatea oamenilor. Din această cauză, judecătorii europene au decis că țara noastră trebuie sancționată financiar. Iar din cauza aglomerației, autoritățile din Brașov vor să le interzică turiștilor să vină cu mașinile în centrul istoric în weekend. Avem detalii în câteva momente. Dacă 30.000 de români și-ar reînnoi vizele pentru Statele Unite în următoarele 9 luni, România ar putea să intre în programul Visa Waiver de călătorii fără vize. Potrivit unor surse guvernamentale americane, cu cât sunt mai multe cereri venite de la oameni care au primit deja viză în trecut, cu atât vom obține o rată de refuz mai mică. Vine cu explicații Cosmin Stan. Bun găsit! Sunt aproximativ 300.000 de români care au viză SUA și, prin urmare, șansele lor de a obține una nouă sunt de aproape 100% pentru că ei au fost deja verificați. Surse guvernamentale americane au făcut astfel un calcul, iar concluzia este evidentă. Pentru a scădea rata de refuz până la 3%, care este pragul maxim acceptat pentru ca România să intre în programul de călătorii fără vize, e nevoie să crească numărul de cereri cu șanse maxime de aprobare. E nevoie, deci, de reînnoirea vizelor pentru cei care au obținut deja una. Iar calculul a mers și mai departe și a rezultat că România ar putea scăpa de vizele pentru state dacă aproximativ 30.000 dintre cei care au deja viză solicită reînnoirea. Atenție, pot fi români a căror viză a expirat în ultimii 2 ani sau a căror viză este încă valabilă, indiferent pentru cât timp. Procesul a fost mult simplificat și, în primul rând, nu mai e nevoie de interviu. Trebuie doar să completați formularul online, să plătiți taxa și să transmiteți documentele prin curier. La reînnoirea vizei nu mai e nevoie să declarați nici măcar perioada călătoriei sau adresa unde veți locui în Statele Unite. Puteți doar să specificați că nu aveți încă planuri. România are acum o șansă aproape unică de a intra în programul Visa Waiver și toată speranța stă în cei care au obținut deja viză de călătorie de tip B1-B2, adică turistice sau de afaceri, care ar trebui acum să și le reînnoiască pentru a atinge pragul necesar. Mulți dintre acești oameni au fost deja notificați de serviciul consular american, așa că dacă primiți un e-mail de la ambasadă, nu vă speriați și nu-l considerați spam. E doar o invitație la reînnoirea vizei. Contorizarea se va face până pe data de 30 septembrie 2024, atunci când se încheie anul fiscal american. Dacă vom ajunge la o rată de refuz de cel mult 3%, atunci va începe un proces birocratic de acces în program care va dura între 9 luni și un an. Asta înseamnă că am putea călători fără vize peste ocean cel mai devreme de la 1 decembrie 2025. După ce Brașovul s-a sufocat din cauza miilor de turiști susiți în weekend, primăria orașului vine cu o propunere îndrăzneață. Accesul mașinilor înmatriculate în alte județe să fie interzis în centrul istoric. Vizitatorii vor fi direcționați către parcările de la periferie și din centrele comerciale, iar de acolo vor folosi transportul public. Ideea trebuie aprobată însă de Consiliul Local și va fi pusă în dezbatere publică. E plin de mașini de la Solomon până în Prunt. Mă plimb între ei și ajung mai repede. Așa se circulă în Brașov într-o zi aglomerată. Primăria a monitorizat traficul în primele 3 zile din decembrie, când a fost vacanță, și a constatat că 42% dintre mașinile ajunse în centrul orașului erau înmatriculate în alte județe, adică aduceau turiști. Jumătate dintre mașini au zăbovit în centrul medieval mai puțin de o oră, iar o treime au plecat după nici 20 de minute. Probabil nu au găsit loc de parcare. Experiența turistului în momentul acesta ajunge în centrul istoric, se pune într-o coloană de mașini, vede bradul pe geamul mașinii, petrece mai puțin de 20 de minute în acest trafic și pleacă acasă supărat. Administrația locală intenționează ca în weekend și în zilele de sărbătoare să nu mai permită turiștilor să intre cu mașina în centrul istoric. Vizitatorii vor fi încurajați să parcheze la marginea orașului și de acolo să ia autobuzul, bicicleta sau taxiul.
Unitățile de cazare care au locuri de parcare pot oferi permise de liberă trecere pentru cei care vin și se cazează la ei. Încercăm să stabilim un dialog cu centrele comerciale, astfel încât ele se poată prelua o parte din necesarul de parcare la marginea orașului. Ideea a fost lansată public, iar părerile sunt împărțite. Dacă îl lăsați și la intrarea în Brașov, nu mai vine nimeni pe aici. Există transport în comun care este aproape de centru. Sunt turist. Și cum ați venit în Brașov? Am venit cu autobuzul și după aceea pe jos. Zeci de orașe din întreaga Europa alungă mașinile din centru. Ljubljana, capitala Sloveniei, a fost printre primele. Pe străzi este loc suficient acum pentru promenadă, biciclete, evenimente artistice și vânzători ambulanți. Na, joacă pe asta, un măgar în centrul capitalei. Dar nu înțeleg, probabil că se oferă o plimbare contra cost. Parisul respiră este programul prin care în ultimii 5 ani capitala Franței a interzis circulația pe unele artere, a scumpit parcările și a dezvoltat transportul în comun. Pe malurile Senei, mașinile au fost înlocuite de terase unde oamenii se bucură de o șampanie. Turiștii nu sunt impactați negativ de această politică, dimpotrivă. Orașul Ghent din Belgia nu mai poate fi traversat cu mașina. Ca să ajungă dintr-un cartier în altul, oamenii trebuie să meargă pe centura ocolitoare. La noi, nicio primărie nu a recurs până acum la asemenea măsuri revoluționare. În căutarea unor stațiuni montane mai puțin aglomerate și cât mai aproape de capitală, turiștii ajung în câteva locuri care s-au bucurat de succes în trecut, dar nu și acum. Slănic, Prahova sau Cheia nu au ținut pasul cu vremurile și le oferă musafirilor prea puține atracții. La mai puțin de 2 ore de București, Slănic, Prahova este, cu numele, o stațiune de interes național vestită pentru salină și muntele de sare. Autoritățile locale se preocupă acum de rețeaua de gaze, așa că orașul turistic e plin de șansuri. Acești turiști din Israel au venit pentru prima oară în România și voiau să intre în salină, dar n-au putut. It's closed until Wednesday, so we are looking for what we can do here. So there is a mount of salt. We're going there. Din păcate, nici muntele de sare nu mai este atractiv. A fost frumos, muntele. Da. S-a filmat haiducilor 7 cai cu Florin Piersic, aici s-a filmat. Dar acum cum arată? Acum nu e nimic acolo, s-a surpat tot. Și vin oamenii, întreabă, turiștii, vor să... Vin, că nu l-a scos după navigație. Uitați-vă și noastră, paragină! Danieluș Costea conduce Slănicul din 2004 cu întrerupere un mandat. Spune că pentru turiști a reușit în ultima vreme să asfalteze câteva parcări și mai are alte câteva realizări. Este vorba de cinematograf care l-am dreptat, un centru pentru bătrâni care vin să joace o tablă, inclusiv turiștii pot merge și, domnule, nu am ce face, mă duc și joc o tablă, joc un șac. Tot în Prahova, la Cheia, mulți și-au ridicat case de vacanță. Se mulțumesc cu un grătar în weekend și o plimbare prin Ciucaș, căci în stațiune nu prea au ce face. Parcul amenajat cu fonduri europene n-a devenit o atracție pentru turiști, așa cum spera administrația locală. Oamenii așteaptă mai mult. Investiții în, nu știu, hoteluri, poate o pârtie de schi. Trotuare, da. Trebuie să existe, exact, trotuare, da. Drumuri mai bune peste tot. Activitatea principală este trekking-ul și mersul pe munte. E cam limitat în rest din punctul ăsta de vedere. În aceste condiții, 80% dintre turiști sunt de fapt oameni care tranzitează zona pentru a ocoli aglomerația de pe Valea Prahovei. Se opresc doar ca să-și dezmorțească picioarele și să mănânce ceva. Aici avem pastramă de berbecuți pregătită, luată de la ciubanii din zonă și făcută la noi, carne la garniță, făcută ca la garnița bunicii, cum era înainte. Și Pucioasa, stațiune de interes național din Dâmbovița, ar putea să reînvie, dar este momentan în șantier. Turiștii fac slalom printre muncitori și utilaje. Primarul e mulțumit că a obținut 140 de milioane de lei pentru realizarea unui centru balnear inclus în masterplanul de turism al României. Va avea un corp central cu un infinity pool, cu o pârtie din iarbă artificială pe acoperiș pentru care o formă deosebită. Problema e că proiectul s-a împotmolit de 2 ani la Ministerul Turismului, care nu vrea să financeze construirea camerelor de hotel și a restaurantelor de aici, ci doar baza de tratament. Dacă nu ați rezervat încă o vacanță pentru perioada sărbătorilor, puteți găsi acum prețuri nesperat de bune. Sunt multe oferte last minute de la agenții, iar reducerile ajung până la 50%. Să aveți bagajele făcute însă, pentru că prețurile cele mai mici sunt pentru destinațiile spre care se pleacă mâine sau în următoarele zile. La Moș Crăciun, în Laponia, oamenii pot ajunge în această perioadă și cu reducere de 50%. Sunt ultimele plecări spre Tărâmul Magic, iar prețurile pornesc de la 953 de euro de persoană.
pentru plecarea de mâine din data de 15 și pentru plecarea din data de 19. Pachetele sunt la jumătate, deci poți să călătorești cu reducere 50%, 5 zile, 4 nopți de cazare, mic dejun inclus și căsuțele unde stau turiștii în pădure sunt Campovești, exact Campovești, iar acolo au posibilitatea să meargă într-un safari cu sanie trasă de reni, să meargă cu sania trasă de câinii husky. Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion sunt și pentru destinații precum Viena, Dubai, Antalya sau Oman. În funcție de destinație și de hotel, prețurile sunt între 400 și 1000 de euro, iar agențiile de turism spun că reducerile sunt de până la 50%. Însă, o vacanță last minute înseamnă locuri limitate. Dacă avem o familie cu copii care doresc să călătorească de Crăciun sau Revelion, sau poate o gașcă de prieteni, trebuie să aibă în vedere turiștii că ofertele last minute sunt cu disponibilitate doar la anumite hoteluri. Majoritatea turiștilor au optat pentru varianta de a-și rezerva vacanța de Crăciun și Revelion încă din timpul verii, iar rezervările au început din lunile iulie-august. Și vacanțele în România sunt reduse în sediile agențiilor de turism. Un Crăciun la Sovata, de exemplu, pornește de la 375 de euro de persoană pentru 4 nopți cu demi-pensiune și masă festivă, iar un Revelion pe Valea Prahovei de la 249 de persoană. Prețurile depășesc însă 500 de euro de persoană în unele cazuri. Sunt turiști care au început să își rezerve vacanțele și pentru vara anului viitor. Invitația Ucrainei pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și promisiunea unor fonduri generoase, 54 de miliarde pentru susținerea economiei ucrainene și încă 24 de miliarde de euro sprijin militar. Acestea sunt temele principale la summitul care a început astăzi la Bruxelles. Vă cer un singur lucru, nu trădați poporul ucrainean și credința sa în Europa, a fost pledoaria lui Volodymyr Zelensky. Dar cineva se opune, premierul Ungariei Viktor Orban. Today is the day when determination will either be in Brussels or Moscow. People in Europe will not understand if Putin's satisfied smile becomes the reward for a meeting in Brussels. I ask you one thing today, do not betray the people and their faith in Europe. Pentru ca Ucraina să obțină ceva, are nevoie de unanimitate și implicit de sprijinul premierului Ungariei. Dar Viktor Orban nu este de acord. A declarat în Parlamentul Maghiar înainte de a merge la Bruxelles. Ucrainát lehet és kell is segíteni, de senki sem akarhatja, hogy közben tönkre tegyük Magyarországot. Röviden összefoglalva, tehát azt mondhatom önöknek, hogy Magyarország nyomás alatt áll, de nem szabad tágítanunk attól. Iar la sosire, în această dimineață, nu își schimbase părerea. And even by the evaluation of the commission, 3 out of 7 is not fulfilled, so there is no reason to negotiate membership of Ukraine now. Orban spune că războiul, corupția, un sector agricol prea extins, dar și tratamentul nedrept pentru minoritatea maghiară, sunt condiții care descalifică aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. În privința ajutoarelor pentru Ucraina, Orban a mai nuanțat lucrurile. The money for Ukraine in short term is already in the budget. If we would like to give longer term and bigger money, we have to manage outside the budget and we support it. A contat poate și faptul că Bruxelles tocmai a anunțat că deblochează fonduri de coeziune în valoare de 10,2 miliarde de euro pentru Budapesta. În decembrie 2022, Comisia Europeană a înghețat aproape 22 de miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei din cauza încălcării statului de drept din această țară. Un an mai târziu și cu o zi înaintea summitului european, Comisia a decis că Ungaria a făcut suficiente reforme în justiție cât să primească 10,2 miliarde de euro. We must give Ukraine what it needs to be strong today so that it can be stronger tomorrow at the table when it is negotiating a long-lasting and just peace for Ukraine. Consiliul European trebuie să decidă de asemenea dacă deschide negocieri de aderare cu țări precum Republica Moldova, Serbia, Muntenegru sau Georgia. În acest timp, Vladimir Putin a dat de veste că obiectivele Rusiei în războiul din Ucraina rămân neschimbate. Va fi pace, spune Putin, doar după ce ne vom atinge obiectivele, denazificarea și statutul de neutralitate pentru Ucraina. Președintele rus a ținut prima sa conferință de presă maraton de după invadarea Ucrainei. Evenimentul, obișnuit la fiecare sfârșit de an, nu a avut loc în 2022. Jurnaliștii gazde ale conferinței de presă maraton spun că rușii au adresat lui Vladimir Putin 1.500.000 de întrebări.
Putin a vorbit pe larg despre așa numita operațiune militară specială, cum numește Kremlinul războiul din Ucraina. Ну, мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Путин a mai găsit o etichetă pentru invadarea Ucrainei, care ar fi un gen de război civil. В основе своей русские украинцы единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну. Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторически российские территории. Am aflat și câți soldați are Rusia în Ucraina. Протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. По-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно. Oricum, ofensiva ucraineană a eșuat peste tot, le-a spus Putin rușilor, dar și jurnaliștilor străini. În ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Occidentul, с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Cineva l-a întrebat de ce presa occidentală nu poate participa la evenimentele organizate de serviciul de presă de la Kremlin. Но позвольте мне, пожалуйста, задавать вопрос. Человек открыт, демократический. Și-a făcut debutul și o sosie a lui Putin, generată de inteligența artificială. Do you have a lot of twins? Как вы относитесь к тем опасностям? Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. И вот отвечая на вопрос Арины Дмитриевны, да? Actrița franceză Isabella Gianni a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare, dar și la plata unei amenzi de 250.000 de euro pentru fraudă fiscală și spălare de bani. În 2016 și 2017 a avut domiciliu în Portugalia, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe venit în valoare de 236.000 de euro, potrivit Parchetului Național Financiar. De asemenea, actrița a fost condamnată pentru că a trecut o donație de 2 milioane de euro drept împrumut și pentru că a ascuns 120.000 de euro într-un cont din Statele Unite. Procesul s-a desfășurat în absența actriței în vârstă de 68 de ani, care se afla în Statele Unite. Chiar dacă este detalie mică, Zoe, alpinista, iubește aerul de la înălțime. A cucerit 37 de vârfuri montane alături de stăpânii ei și a primit și o legitimație de montaniar. O cunoaștem pe curajoasa cățelușă după o scurtă pauză. Cu bocan și geacă, Zoe, alpinista, se poate lua la întrecere cu orice iubitor al muntelui. Cu trei înălțimile de mică și este neobosită. Pentru asta a primit și o legitimație de montaniar. Ați putea crede că vorbim despre un câine curajos de talie mare, dar Zoe este un pudel cârlionțat din Mureș, blând, dar neînfricat. Hai, Zoe, hai! Hai! În 9 ani, Zoe a cucerit 37 de vârfuri montane, performanță cu care nu mulți oameni se pot lăuda, și a făcut-o în orice condiții, inclusiv iarna pe viscol. Până acum, niciun traseu nu a pus-o în dificultate. Când dă de impas, analizează traseul și de fiecare dată găsește varianta potrivită. Ia-o pe lateral, Zoe! Ia-o pe acolo, prin dreapta! Bravo, Zoe, bravo! Zoe, alpinista! La întoarcere, merge în față, pentru că știe, cunoaște drumul, pentru prin miros și devine ea ghidul nostru. În zone mai periculoase o leg în lesă, pe pereți verticali. Zoe m-a însoțit în rucsac. Pentru că este un montaniard serios, cățelușa Zoe are echipament adaptat fiecărui anotimp. Geci pentru diverse condiții meteo, inclusiv bocanci cu crampoane pentru zăpadă. Și abordează fiecare situație cu calm, chiar și când implică o traversare la mare înălțime sau o plimbare fulger cu tiroliana. Se adaptează foarte bine, că e în zăpadă, că e în mașină, că ea tot așa blând stă. Pentru aceste aventuri, Zoe a primit recent o legitimație de montaniard. Cine pot? Zoe, alpinista, se pregătește acum pentru următoarea expediție, un traseu de 2 zile în munții Ceahlău.
După Zoe Alpinista trecem la știrile din sport alături de Ramona Păun. Bună seara, Ramona! Bună seara, Andreea! Ramona sportiva! Poți să-mi zici de astăzi. România a meci de gală înainte de Euro cu învingătoarea Braziliei. Primul film cu Hagi în cinematografele din România. Și cine sunt românii care au luat nota 2 în Champions League? Vedem imediat la sport. România joacă din nou cu Columbia, unde are loc marele meci înainte de Euro. Cine vrea să-l dea afară pe Bergodi de la Rapid? Italianul n-a mai rezistat. Yanis Hagi a rămas tablou după calificare, pictat cu cafea de artistul care l-a uimit și pe Hagi. Duc Adam surprins de transferurile anunțate de FCSB și pariul lui la titlu. Calendar de Oscar la Cluj, cum a pozat CFR-ul înaintea derbiului cu Ucluj. Nota 2 pentru Kovac și ceilalți arbitri români care i-au înfuriat pe portughezi în Champions League. Derbi românesc la Arabi, Tănase i-a dat gol lui Reghe Kampf. Hagi peste Maradona, filmul generației de aur din martie la cinema. Blocat în trafic, Moș Crăciun a întârziat la sărbătoarea Rapidului, cum s-au mobilizat rugbiștii ca să cucerească Moldova de sărbători. Scandal în NBA, i-au ascuns mingea după performanța incredibilă. Și Moroșanu n-a scăpat de proba cântarului înainte să revină în ring după 4 ani. Cum stăm cu vremea, ne spune Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Mâine se răcește în cea mai mare parte a țării. În vest și în nord-vest se arată puțin soarele. În ținuturile sudice o să plouă, iar pe la munte apar ninsuri slabe, trecătoare. Sâmbătă se face mai frig, maximele se opresc la 5-6 grade în sud-vestul României. Avem atmosferă schimbătoare și foarte puține precipitații. Duminică, în schimb, temperaturile încep din nou să crească, dar vă spun mai multe imediat după sport. Mulțumesc, Iulia, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea și las fierbinți. Ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!